Avem un plan pentru a transforma mai multe spitale, și în special în București, în spitale COVID, 100% COVID. Mai sunt și celelalte tiruri pe care le vom folosi și pe acelea. Deci sunt soluții. Am crescut deja numărul de paturi de la 600 peste 1200. Ținta de data aceasta s-ar putea să fie 2000. Vom face față. Sistemul de sănătate va face față. E adevărat că nu a pornit cum trebuia. Nu, din punctul meu de vedere, nu cred că valul 4 a fost pregătit cum trebuia, dar acum, de când nou ministrul Cechet l-a preluat, lucrurile merg mai bine.